Amicus dezbate. De ce un debate? Ideea a pornit de la un film, The Great Debaters, unde tema abordată era dacă negrii ar trebui să meargă la aceleași școli cu albii. Mi-a plăcut modul în care cele două tabere își susțineau punctul de vedere și am considerat că acest cadru ar fi unul propice pentru studenți să se dezvolte și să învețe să-și argumenteze puternic un punct de vedere. Unul dintre aspectele pozitive ale acestui debate este faptul că ne aduce în actualitate cu unele dintre problemele cu care se confruntă societatea în prezent sau cu care se poate confrunta în viitor. Spre exemplu, în România nu este legalizată încă eutanasia, dar se poate întâmpla în curând și consider că acest debate este un început în formarea unei păreri pro sau contra cu privire la această controversată temă. Un alt aspect pozitiv foarte important legat de aceste dezbateri este faptul că atrage colegi de la facultate, prieteni care nu fac parte din cercul nostru de amicuși. Pentru audiență, debate-ul este oportunitatea de a-ți forma opinia asupra unui subiect de interes, având la îndemână atât argumente pro cât și contra, bine argumentate și formulate, care să te ajute apoi să poți să reiei același demers atunci când trebuie să-ți argumentezi tu opinia. Este o transpunere a luptei mentale de idei care se duce atunci când intri în contact cu un subiect nou. Evident că au existat și dificultăți la inițierea acestui proiect, una dintre ele fiind stabilirea exactă a structurii dezbaterii, cum ar fi numărul de membri pe echipă, timpul de intervenție pentru echipa pro și echipa contra. O altă mare dificultate a fost recrutarea voluntarilor pentru cele două echipe, deoarece majoritatea suntem studenți, nu stăm foarte bine cu timpul, mulți se tem să vorbească în public și au alte probleme, iar pentru viitor probabil că o altă dificultate va fi epuizarea subiectelor clasice și va fi nevoie să descoperim teme constructive și totuși de interes public. Nu doar cei care susțin argumentele au de câștigat. Puterea finală este a publicului, care atât înainte cât și după votează. La sfârșit este un timp dedicat discuțiilor deschise cu publicul, care poate să pună întrebări și să-și argumenteze propriile opinii.